iubiților, duminică am spus că vom începe împreună să parcurgem un drum destul de anevoios, dar foarte, foarte frumos, un drum duhovnicesc, un drum care curăță mintea, curăță inima, luminează mintea și îl sfințește pe om întreg, trup și suflet. Acest drum pornește de la Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Și mai cu seamă, sau de fapt punctul de început, este Noul Testament, legea iubirii, Evangheliile, Faptele Apostolilor cu epistolele și tot ce știți, inclusiv Apocalipsa Sfântului Ioan, teologul, care ni-l vor, cuvinte care ni-l vor arăta pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu ajutorul Harului Duhului Sfânt. Pentru aceasta însă este necesar, așa cum am spus, să citim împreună, adică cu toții și fiecare dintre noi, să citim Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Și am spus că vom începe cu Noul Testament, cu Evanghelia de la Matei. Acum rămăsese să facem așa. Cei care nu au fost, sau celor care nu au fost, le reamintesc. Am spus că vinerea, sau și în altă zi când vom găsi timp suficient, deocamdată începem vinerea și vom mai vedea, vom face un dialog duhovnicesc mai degrabă decât o predică. Predica va fi exclusiv, dacă vreți, momentul din Sfânta Liturghie, în care, sigur că preotul este obligat să tâlcuiască, să tălmăcească Evanghelia ce s-a auzit, ce a răsunat în Sfânta Biserică, este obligat de asemenea să învețe poporul și face parte predica, cuvântul de învățătură, din Sfânta Liturghie. Adică Sfânta Liturghie se termină după ce preotul a încheiat cuvântul de învățătură și spune: pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește și ne mântuiește pe noi. Și poporul spune: Amin. Amin. În acel moment, după acel moment, sigur că s-a încheiat Sfânta Liturghie. Ei bine, am spus că vinerea însă vom face în cadrul cuvântului de duminică, din cadrul Sfintei Liturghii, nu este cu putință să aibă loc un dialog duhovnicesc, pentru că deseori se ajunge, dacă biserica este foarte mare, sunt foarte mulți oameni, dacă oamenii nu este un grup de credincioși omogeni care țin de duhovnicul lor, unul vine de colo, unul poate prima dată, și atunci dacă am face un dialog duhovnicesc, poate se trezește fiecare să vorbească cum îl taie capul, se face sminteală, se face gălăgie, oamenii vor să meargă acasă. Însă vinerea aici la noi am spus să facem un dialog duhovnicesc, adică interactiv. Și am început cu câteva teme de câteva săptămâni sau poate de câteva luni, nu știu, o lună, două, nu-mi dau seama. Am început cu câteva teme. V-am propus și frăților voastre să propuneți o temă. Dacă astăzi este o temă de actualitate, ceva care frământă poporul și cineva vrea să ridice subiectul acesta și este într-adevăr de vorbit, vă rog frumos să
atacăm tema. Dacă nu, am spus că, deci dacă este ceva de actualitate, vă rog să spuneți. Și interesează poporul și este o frământare, vă rog să spuneți ca să vedem ce este de făcut. Dacă nu este o astfel de temă urgentă, să spunem, adică peste rând cum ar veni, atunci am zis că noi o să discutăm puțin despre locurile, momentele din Sfânta Scriptură și mai cu seamă din noul legământ, din Evanghelia de la Matei astăzi, unde ați citit și ceva poate n-ați înțeles. Sigur că trebuie să ținem cont de faptul că sunt un om obișnuit, am neputințele mele și pot exista momente, pot exista adâncimi pe care să nu le pot atinge. Înălțimi pe care să nu le pot atinge. Este foarte probabil mai degrabă să nu pot să răspund la multe dintre întrebări decât să răspund satisfăcător. Cu toate acestea însă, atunci când este vorba de slujbă în Sfânta Biserică, să știți că preotul, când tâlcuiește Sfânta Evanghelie sau când are un cuvânt de învățătură, un cuvânt duhovnicesc, el este mai puțin pasiv și lucrează, dacă lucrează și de obicei lucrează, Duhul Sfânt. În sensul că, sau așa ar trebui să fie, în sensul că și noi ne mirăm câteodată cum am putut să răspundem la întrebări. Fiindcă, cu adevărat, se poate întâmpla ca să nu știi, să nu-ți fi pus problema înainte și să nu ai un răspuns prestabilit sau dinainte alcătuit, fabricat. Așa că este foarte dificil, poate că unii vă uitați și la emisiunea de duminică și știți că acolo se întâmplă că ai un interlocutor pe care nu-l cunoști, nu-l vezi, el te vede, îți urmărește fiecare mișcare, îți urmărește mimica și dacă este de rea credință, el poate să arunce cu cuțitul, cu toporul și el nu pățește nimic. Este un risc extraordinar, dar noi, Biserica Ortodoxă, ne asumăm riscul acesta pe motiv că înțelegem lucrarea aceasta ca o jertfelnicie, ca un lucru de jertfă. Și acolo când te jertfești, atunci poți să mai iei și câte o palmă și câte un picior și așa mai departe. Așa că dacă v-ați apucat, în primul rând, dacă v-ați apucat de citit Evanghelia. Slavă lui Dumnezeu! Minunat! Dacă cineva și-a notat ceva care să începem întâi cu acestea și după aceea dacă nu există sau epuizăm subiectul și ne mai rămâne timp, atunci vom vorbi și despre altele. Până atunci însă să vorbim despre lucrurile pe care le-ați citit și eventual nu le-ați înțeles sau sunt confuze sau ascunse. Și trebuie să înțelegem că atunci când se pune o întrebare și se dă un răspuns, nu se folosește numai cel ce a pus întrebarea și cel ce a dat răspunsul, ci și ceilalți. Și de asemenea, dacă se pun 10 întrebări, nu se folosesc numai 10 persoane, ci fiecare de 10 ori câte 10. Ceea ce e un lucru extraordinar. Este vorba de o creștere exponențială, o progresie. Acum aștept dacă sunt întrebări din primele capitole, că bănuiesc că n-ați mers prea departe cu cititul. Cine are vreo întrebare? Să ia o lumânare sau aprindeți lumina și să vedem ce putem face. Este cineva? Deci păi atunci să vă pun eu niște întrebări, că eu am niște multe lucruri pe care, cele mai multe lucruri, nu m-am gândit că o să fiu în postura aceasta să vă pun întrebări și nici nu cred că e bine, dar
merg totuși în continuare, insist asupra acest Dorina, parcă aveai niște... Nu le mai ai. Să știți că aici nu e vorba de, aici nu este vorba de rușine. Până la urmă, întrebarea care te frământă pe tine, cel care ai citit acolo, te ajută să mergi mai departe, ne ajută pe toți să mergem mai departe. Și nu numai atât, dar nu poți ști ce dă Duhul ca să spui ceva, nici nu m-aș fi gândit să spun, și iată că Dumnezeu mi-a dat să spun și cineva se folosește. Să știți că atunci când predică preotul și dacă este asistat de Duhul Sfânt, dacă Dumnezeu se milostivește de el și deschide inima și prin gura lui, prin inima lui, prin mintea lui trec cuvinte care sunt inspirate de Dumnezeu, de acelea se folosește un om care nici n-a bănuit. Poate fi, și am auzit de multe ori, că era un om cu totul necredincios, cu totul în deznădejde, a venit și el la biserică, a fost muncit toată slujba și un cuvânt de la predică i-a salvat viața. Am cunoscut un consilier juridic, șef al serviciului juridic de la Ministerul Apărării, era militar și era în pragul deznădejde, avea nu știu câte boli, ajunsese la 140 de kilograme. Și la o predică la Patriarhie sau la un hram, nu mai țin minte foarte exact, un cuvânt de la acea predică i-a luminat mintea și dintr-o dată l-a pus pe alt făgaș. Deci ăsta este scopul întâlnirilor, ăsta este scopul predicii până la urmă. Deci de la primele capitole de la Matei nu aveți întrebări. Atunci poate alte întrebări de la alte... momente, poate din Vechiul Testament. Vă întreb eu. Nu sunt. Așa. Ca să mă ajutați. Să fac o mică introducere de câteva secunde. Da. Am ascultat o conferință a părintelui Constantin Necula și la un moment dat a spus că l-au întrebat de Maica Domnului, de ce nu s-a arătat Hristos prima oară Maicii Domnului după înviere și s-a arătat mironosițelor și el a spus că de fapt ei s-a arătat așa că este. Ea n-a plecat niciodată de pe linia mormântului, adică a stat tot timpul acolo. Și asta introducea și am căutat în toate Evanghelia, acum nu știu dacă e de la Evanghelia de la Matei, când s-a arătat Hristos Mariei Magdalena, ea a vrut să se atingă de el și i-a spus, Hristos, nu te atinge că încă nu m-am urcat la Tatăl. Aia n-am înțeles eu. De ce i-a spus așa? Vince lui Toma îi spune, pune degetul și vezi că... Da, în a opta zi. Da. E o diferență. Cred că... Este o diferență de timp de 8 zile. Da. E alt timp. Acum trebuie știut că... În momentul învierii, în primul rând să răspund la întrebarea cu Maica Domnului, dacă s-a arătat. Întâi de toate Mântuitorul, bineînțeles că s-a arătat Maicii Domnului. Era și firesc să se întâmple treaba aceasta. Sigur că pentru apostoli, cei care au fost, au rămas de fapt în grija Maicii Domnului, trebuie știut că după ce Mântuitorul s-a înălțat la ceruri, după ce Mântuitorul a înviat și 40 de zile a mai stat, s-a întâlnit de multe ori cu ucenicii și cu alți oameni care l-au văzut, ca la 500 de oameni l-au văzut după înviere, trebuie știut că Maica Domnului a fost cea care i-a adunat și le-a dat din nou putere apostolilor, celor care căzuseră. Și pentru vremea respectivă, când s-au scris Evangheliile, dacă vreți, sau când au ținut minte momentul acela, era în mod evident pentru toți apostolii care știau că Maica Domnului rămăsese să-i călăuzească pe toți, fiindcă Maica Domnului se îndumnezeise. Maica Domnului în momentul în Bunei vestiri, acela este momentul Bunei vestiri,
În momentul în care Maica Domnului a zis, fie mie după cuvântul tău, și Duhul Sfânt a adumbrit-o, în momentul acela ea s-a sfințit cu totul, așa cum ni se cere nouă, ca în parcursul acesta despre care vorbeam să ajungem la sfințenie. Sigur, cine va ajunge măsura Maicii Domnului, măsura sfințeniei Maicii Domnului, dar cel mai mic dintre sfințit va fi mai mare decât orice om drept din lumea aceasta, sau așa zis drept. După cum spune Mântuitorul, că este cel mai mare născut între femei, Ioan Botezătorul, și cu toate acestea cel mai mic în împărăție. De ce? Păi Ioan Botezătorul nu se sfințise, nu se îndumnezeise. Ioan Botezătorul era în trup, era plin de Duhul Sfânt, era un proroc, dar încă nu se mântuise, încă nu era primit în împărăția lui Dumnezeu. De aceea spunea că este cel mai mic, sau ar fi cel mai mic în împărăție. Sigur că urma să fie, fiindcă Ioan Botezătorul a fost omorât și s-a dus la iad. Abia după înviere îl face mare în împărăție, adică mare însemnând de sfânt. Ei bine, deci Maica Domnului avea harisma, toate harismele, toate darurile. Anume că Maica Domnului știa exact cum să-i călăuzească pe apostoli, ca ei să-și facă, odată să se ridice din căderea lor, fiindcă ei cu toții căzuseră. Știm aceasta în miercurea aceea, în grădina Ghețimanii, când toți s-au lepădat și au fugit. Mai mult decât atât, au avut o mare dezamăgire, o mare cădere. De fapt, ei s-au lepădat de Hristos. Această lepădare a lui Hristos, de Hristos, nu a fost rostită ca cea de Petru. Însă, cu toate acestea, toți au trebuit ridicați din căderea aceea. Și i-a ridicat Mântuitorul, după învierea sa, i-a ridicat pe toți. Mai mult decât atât, a zis, mergeți și anunțați-i pe ucenici și pe Petru. Adică, inclusiv pe Petru l-a ridicat. Cu toate acestea însă, să știți că nu a fost puțin lucru să fi speriat de iudei, anume că vei fi și tu condamnat ca și complice a lui Hristos. Și Maica Domnului i-a ținut pe aceștia, cu puterea sa pe care o avea ca născătoare de Dumnezeu, i-a ținut pe aceștia. Și aceștia nu puneau vreodată la îndoială că fiul său s-ar fi arătat întâi maicii sale. Adică nici nu s-a pus problema vreodată, de aceea nici nu s-au gândit să scrie ca și cum ar fi fost un lucru evident lucrul acesta. Terminând iar despre acest lucru scrie și Sfântul Ioan Damaschinul, și mulți alți sfinți care au văzut în duh acest lucru, că Maica Domnului i s-a arătat Mântuitorul i s-a arătat Maicii Domnului imediat după înviere. Și cum nu avea să i se arate ea care a plâns acolo la piciorul crucii? Care fiu întors de pe front, să zicem, nu facem o analogie, și știind că toți l-au pomenit acasă ca mort, după 10 ani i-au făcut parastasul, i-au făcut toate pomenile, i-au făcut cele rânduite, și întorcându-se de pe front s-ar duce, să spunem, la vecini sau la iubita lui, să zicem așa, ca să forțăm puțin nota. După 10 ani ai emoții, câți copii au avea, pe cine ar răbda inima să nu meargă mai întâi acasă să-și vadă mama. Deci acestea sunt lucruri evidente, și atunci apostolii n-au mai vorbit despre ele, însă au vorbit sfinții care dau mărturie despre aceasta, că au văzut în duh lucrul acesta. Maica Domnului însă este caracterizată de o smerenie absolută. Smerenia aceasta care a ținut tot timpul în echilibru lucrarea
apostolilor. Apoi vorbim despre faptul că Mântuitorul îi spune Mariei Magdalena într-o evanghelie, nu mai știu exact acum care, toți evangheliștii vorbesc despre momentul acesta, dar numai unul dintre ei spune, relatează, dacă nu cumva, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Vorbește despre faptul că s-a arătat Maicii Domnului. Cu adevărat, lucrurile acestea s-au petrecut așa. Mântuitorul, după moartea sa, și trebuie să știm foarte bine lucrul acesta din punct de vedere dogmatic și teologic, Hristos a murit cu adevărat. El, firea sa omenească, a încetat, dacă vreți, funcțiile vitale. Pur și simplu a murit cu adevărat. Ei bine, trupul acesta pe care l-a avut Hristos înainte de moarte a fost un trup identic, absolut identic cu al nostru. Afară de faptul că ar fi păcătuit sau ar fi fost înclinat spre păcat, spre pofta păcătoasă, însă purta în sine aceeași boală pe care o avea Adam și toți cei după el, după cădere, și anume moartea. Adică, deși n-a păcătuit, a luat același trup ca al nostru întru toate la fel, inclusiv cu moartea, afară de păcat. Nu s-a învoit cu păcatul. Și a murit cu adevărat ca să arate că a luat întru totul trup ca al nostru. Și că ce? Că trupul acesta, care este supus putreziciunii și stricăciunii, în mod firesc, poate să învieze, nu în sensul că se ridică din morți și va merge ca Lazar încă 10 ani sau 20 de ani sau 50 de ani și după aceea iarăși va muri și îl vor mânca viermii, ci să învieze duhovnicește, un trup transfigurat, un trup cu totul și cu totul subțiat, străveziu. Adică, acest cuvânt care oprește pe Maria Magdalena înseamnă că Mântuitorul vrea să oprească, sau dacă vreți, să ocolească pe Maria Magdalena de o sminteală. Și anume, trupul acela care era transfigurat, un trup străveziu, nu era cu putință să fie perceput așa cum am înțelege noi să punem trupul, mâna pe trupul unui om. În legătură, și revin la acest moment, în legătură cu momentul Toma, Dumnezeu, Hristos, înviat, trece prin ușile împărătești, neavând nicio materialitate. Trupul acesta înduhovnicit, așa cum va fi și al nostru, cu mila lui Dumnezeu, nu are o materialitate, el nu mai este ținut de materie, de spațiu și de timp, el nu mai este supus acestor dimensiuni. Dar ca să îl încredințeze pe Toma, deși îi reproșează, fericit, care n-au văzut, îi reproșează totuși, dar totuși, pentru strigăltul tău și pentru ca să vă încredințezi pe toți și pe tine, Tomo, și ca Toma să mântuiască, să mărturisească Domnul meu și Dumnezeul meu, îl mărturisește că este Dumnezeu, Mântuitorul dă o materialitate acelui trup. Adică pune, adu mâna ta
și pune-o în coasta, adu degetul meu și degetul tău și pune-l în locul rănilor mele ca să vezi și pune în coasta mea ca să vezi și să crezi. Și dă o materialitate, adică ce face, dacă vreți, un pogorământ, o altă materialitate a trupului său ca să poată să pună Toma mâna și să creadă. Noi nu trebuie să înțelegem că trupul acela avea o materialitate în sensul că noi am putea să atingem un astfel de trup, după cum n-am putea să atingem un înger. Deși, pe malul mării, când am mâncat în momentul în care îngerul vrea să se arate, sau îngerul, el capătă o materialitate. Și dacă vrea într-adevăr să poată fi atins, de asemenea capătă o materialitate. Numai că Mântuitorul era cu totul și cu totul înduhovnicit, îndumnezeit, transfigurat. Acest trup prin înviere s-a transfigurat. Iar momentul acesta în care Maria Magdalena vrea să-l atingă, era un moment, poate putea să-l nebunească. Adică să-ți închipui că pui mâna pe cineva și treci prin el, de exemplu. Nu știm cum e. Dar aceasta s-a întâmplat, Maria Magdalena trebuia să păstreze această evlavie, această credință, să-și statornicească această credință pe care o avea în momentul în care a venit să-L caute pe Hristos, deși măcar neînviat, adică necrezând că a înviat. Dar foarte interesant, ca să dăm o analogie acestui moment, trebuie să înțelegem următorul lucru. Atât cât este cu putință minții omului să înțeleagă și atât cât ne-a dat Dumnezeu pogorământul său pentru ca noi să înțelegem în chip rațional transfigurarea lui Hristos și învierea sa transfigurată, bineînțeles. Știți foarte bine, sunt două momente, unul atunci, în a opta zi, mai este unul la Marea Galilei, ultima dată când s-a întâlnit cu ucenicii săi, dar mai este un moment cu Luca și Cleopa la Emaus. Ei bine, în momentul în care el a venit, prima dată, adică și era și Toma, a spus pace vouă și văzând le-a spus nu vă temeți. Pentru că o asemenea apariție, așa cum de exemplu trebuie să știți că Hristos cel înviat, văzut de Pavel, de Saul, cel încă neconvertit cu inima, netăiat împrejur cu inima, a căzut și a orbit. Altădată, Daniel, în Vechiul Testament, vede lumina și cade ca și mort. Altădată, pe Tabor, se întâlnesc cu Mântuitorul transfigurat și cad cu fața la pământ ca și morți. Deci iată că intră, acesta e momentul cu Magdalena și intră în casă prin ușile încuiate și spune nu vă temeți, dați-mi să mănânc. De ce credeți? Poate are nevoie ca să le alunge orice teamă, orice grozăvie, orice spaimă, nu? Când ar veni cineva, dacă s-ar, de câte ori a înviat pe cineva, îi spunea, dați-i să mănânce. Adică este o realitate pe de-o parte și pe de altă parte este și un moment de comuniune, de pace. Atunci când spui, haideți să mâncăm ceva, imediat dispare orice distanță între oameni. Și atunci el spune, dați-mi să mănânc și îi dau lui pește și fagure cu miere. Ne oprim puțin aici. Păi ce se întâmplă până la urmă?
Noi știm foarte bine că mâncarea aceasta pe care o mâncăm se mistuie și printr-un proces ea se transformă în sânge, da, în elemente care hrănesc sângele și face celule și în toxine care se elimină. Mai mult sau mai puțin. Păi, noi avem de-a face aici cu un trup în duhovnicit, transfigurat. Mai mănâncă el? Mai bea? Mai are foame? Mai are sete? Mai are moarte? Mare parte ireproșabil. Ce face cu... Ce face cu această hrană? Care este materie. Deci, din moment ce le-a cerut, înseamnă ca și mâncat-o. O transfigurează. Așa cum va fi transfigurată toată zidirea. Cer nou și pământ nou. Apocalipsa nu înseamnă că lumea se va stârpi, va trece în neființă, ci se va transfigura. Și ne arată Dumnezeu cum se transfigurează materia în acest moment. Adică, deși în duhovnicit, în Dumnezei, transfigurat, străveziu, nemai având nevoie de niciun fel de mecanism din acesta de prefacere a hranei, mănâncă materia și o înduhovnicește, o înduhovnicește. Acesta este cuvântul, le arată acum cum se transformă. Cum va fi materia, cum vor fi aceste trupuri. Prin ce? Prin unire cu Hristos cel înviat și îndumnezeit. Asta se întâmplă și pe Sfânta Masă. Și noi prin unire, noi peștele și fagurele, materia, prin unire cu această, cu trupul și sângele Mântuitorului, de acolo și noi, începând de acum, ne sfințim, ne îndumnezeim. Acesta este parcursul, aceasta este logica. Asta trebuie să cunoască creștinii, asta trebuie să cunoaștem și noi. Vă spun că înainte, mulți dintre frățiile voastre ați cunoscut lucrurile acestea. Chiar înainte de ca eu să le fi auzit vreodată, chiar înainte ca eu să fi auzit de Iisus Hristos vreodată, sunt aici oameni. Și cu toate acestea, iată, avem 15 milioane de oameni, sau poate chiar mai mulți, care nu le-au auzit niciodată, ori n-au vrut, ori n-au știut, nu se împărtășesc, nu se spovedesc. De ce? Pentru că nu au aceste momente, pentru că nu vor, pentru că n-au timp, pentru că n-are preotul, că sunt o sumedenie de lucruri pe care dracul ni le dă să le facem, că de-aia spunem că suntem ocupați, ca să nu putem face lucrurile acestea. În momentul în care omul a priceput măcar puțin rațional lucrurile acestea și au logică, măcar puțină logică, din momentul acela, dacă mintea, dacă inima este sinceră, ea începe să scotocească și să scotocească. Și când epuizează planul acesta de scotocire orizontal, rațional și limitat omenesc, dar rămâne rugăciunea, rămâne sinceritatea. Dumnezeu prin har descoperă minții lucruri minunate, nebănuite, pe care nu le-ai știut niciodată și nu știi de unde le știi. Aceasta este ce se întâmplă când lucrează harul în inima omului, când lucrează harul în minte. Și acum, până pregătiți următoarea întrebare, trebuie să știm următorul lucru, că mintea, adică parcursul duhovnicesc este acesta. Inima trebuie curățită, mintea luminată, iluminată și după aceea trupul și sufletul se sfințesc. Acestea sunt etapele. Pentru curățirea inimii
este nevoie, bineînțeles, cum știm cu toții, de spovedanie, de o rânduială, de rugăciune mai cu seamă, de trezvie și toate celelalte. Mintea, cea cu care îl înțelegem și îl cunoaștem pe Dumnezeu, cel înviat, cea cu care vedem lumina nezidită, pe Hristos ca lumină cugetătoare, cea prin care Duhul Sfânt comunică cu noi, mintea își are sălașul în inimă. Atâta timp cât mintea este ieșită din inimă, ea este sub robia rațiunii, adică creierul și rațiunea noastră subjugă mintea. Mintea este subjugată de rațiune, de raționalitatea minții, fiindcă sufletul are și el o putere rațională, inima are și ea o putere rațională. Dar mintea, raționalul nostru, de fapt, intelectul nostru, robește mintea. De ce? Pentru că mintea nu-i poate face față raționalul intelectului, fiindcă este plină de zgură și de patim și de păcate. În momentul în care începi să cureți inima, în momentul în care duci mintea înapoi, în inimă, acolo îl găsești pe împărăția cerurilor este în lăuntrul vostru. Să mă iertați că facem așa și să nu cumva să credeți că e vreo formă de mândrie. Dar, încă o dată, să mă iertați, dar facem ca la școală, pentru că îmi repet și eu și dinpreună cu frățiile voastre să cunoaștem lucrul acesta. Eu nu vă învăț, ci noi învățăm împreună sub adumbrirea Duhului, cu ajutorul Harului. Nimeni nu se poate face învățător dacă el mai întâi nu este curățit, dacă nu are mintea în inimă și eu nu o am. Așa că noi împreună mergem pe această cale și foarte probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră o să mi-o luați înainte sau deja mi-ați luat-o înainte. După cum spune starețul Tadei, că în viața lui a cunoscut două persoane care aveau mintea în inimă și aveau rugăciunea inimii. De aceea îi spune rugăciunea inimii, pentru că ea nu se mai face rațional de intelect, ci o face mintea care este în inimă. Iar mintea aceea nu e același lucru cu mintea aceasta care este, zicem noi că este în creier. Creierul, de altfel, este o interfață, este un aparat, dacă vreți, un soft, un program care face niște conexiuni raționale, după niște obișnuințe, după niște experiențe și așa mai departe, chiar după foarte multe modele ești determinat, de aceea vorbim despre paradigmă, adică de softuri pe care ni le bagă societatea, istoria, planul de învățământ. Și reducționistă, reduce totul la modele și la reguli. Și în ultimii ani la materialismul științific, adică ce? Pe Tomo, adu mâna ta și pune aici ca să crezi. Numai că Hristos nu mai era material. Hristos nu mai avea consistență materială. Și cu toate acestea, dă o materialitate trupului său ca noi să credem, ca Toma să crede. Deci, aceasta s-a întâmplat și cu Magdalena, care ea avea încă mintea ieșită din inimă. Ea iubea, cu adevărat iubea, cu adevărat plângea. Dar Maria Magdalena încă nu era apostol. Maria Magdalena era vindecată de păcatul său, era pe calea
duhovnicească, dar încă nu curățase inima, nu iluminase mintea și nu se sfințise, nu se îndumnezeise. Aceste lucruri pe care... Dar poate că are legătură și cu faptul că încă Duhul Sfânt, Mângâietorul, nu era cumva dat pe către... Adică a fost un moment de la înviere până la pogorârea Duhului Sfânt în care... Nu, a seara... fost un moment în care le-a zis luați Duhul Sfânt și... În prima seară s-a dat. Da? Deci duminica... Dar în duminica aceea... Să recapitulăm ce înseamnă și... Practic, ce s-a întâmplat la pogorârea Duhului Sfânt, deși apostolii erau, aveau Duhul Sfânt înainte. Da, cinzecimea e un, alt, e un moment de desăvârșire. Atunci, ce se întâmplă? Nu, e foarte bine că ați spus. Asta și spuneam. Maria Magdalena încă nu ajunsese la iluminarea minții. Să știți că la cinzecime, prin pogorârea Duhului Sfânt, mintea sa îndumnezeit. Și ce face, ce se întâmplă? Petru, analfabetul, vorbește în limbi. Convertește 5.000 de oameni dintr-o predică. Care era mai multe popoare și mai multe... El vorbea în aramaică, dar Duhul, Harul Duhului Sfânt, traducea pentru fiecare... Ei ce au înțeles, facem o paranteză, dar nu ne ocupăm de ei acum. Da. Unii dintre sectanți ce au înțeles? Că de fapt fiecare vorbește în limba lui. Când vine Duhul Sfânt începem să tremurăm, ne dăm cu capul de pereți, borbolosim și asta înseamnă niște limbi. Voi habar n-aveți, zice creștinii, că astea sunt niște limbi care au murit și numai Duhul Sfânt ni le-a dat nouă să le vorbim și le înțelegem doar noi și Duhul Sfânt. Nici măcar între noi nu ne înțelegem. Dar între noi și Duhul Sfânt este o comunicare în limba aceasta pe care ne-o dă El. Dar într-adevăr există această glosolalie, cum se mai numește, la unele secte, numai că este dată de draci. Adică, vă rog să fiți atenți să nu ia foc ceva, că eu stau cu spatele. Nu, lăsați-le că arată bine, numai să fie mai mulți ochi. Deci, într-adevăr, se întâmplă să vorbească în limbi. Se întâmplă multe minuni. Credeți că cel care este numit Simon Magul, cu care a avut foarte mult de lucru Petru, Sfântul Apostol Petru, noi știm de Simon Magul, de păcatul Simoniei. Poate ați auzit de păcatul Simoniei. Ca ce era, vroia Simon Magul? El vrea să primească har ca să facă vrăji. El vedea ce fac apostolii și vrea har să facă vrăji, să facă afaceri până la urmă. Și s-a dus cu o pungă de bani și a zis, băi, dar eu de astea nu pot să fac. Uite, am și eu o pungă, am strâns-o din ce am făcut, dați-mi și mie să fac și eu. Bineînțeles că nu s-a putut, că sigur că da, era îndrăcit, iar oamenii aceștia au văzut. Ei, chiar Petru se va ocupa de Simon Magul, dar Simon Magul nu aici a greșit. Sau numai aici. Asta a rămas așa în istorie pentru noi, preoții, arhiepiscopii, că știm de Simonie, că preotul ăla a zis, fă-mi și mie o rugăciune și ți-a băgat mâna în buzunar, asta e Simonie. Adică acolo spune... În dar ați luat, în dar să dați. Dacă vrea să se milostivească omul în sfârșit, să lase ceva la Sfântul Altar, o pâine, chiar și un bănuț, nu e nicio nenorocire. Dar când ai pus mâna pe un bolnav, zice, pe bolnav mâinile veți pune și binele va fi și veți putea învia și morții. Apoi cum ar fi să înviezi să vai un tarif pentru înviat morții? Punem un acolo afară, un mercurial și spunem, înviat morții, 20 de milioane, vindecare de cancer, 18 milioane 500 fără TVA, cum a luat ăla, zice, paranteză, zice că la DNA-ul l-a ascultat și când a venit mituitorul și i-a dat 20.000 de euro, a ridicat din sprinceană și a zis, păi așa ne-am înțeles, păi mi-ai zis 10% din nu știu, da, zice, brut, zice, eu vreau și TVA-ul. Deci facem un mercurial din acesta și la sfârșit ce spunem?
Sfeștanie. 10 milioane. Nu merge așa. Încă o dată. Să nu cumva să vă smintiți, nu cumva să se audă sau să înțeleagă colegii mei, frații mei într-o slujire, că eu sunt un revoluționar. Doamne ferește, tot ce vedeți aici este făcut cu bani. Și, sigur, 10% de la frățiile voastre, 90% de la Maica Domnului. Dar, într-adevăr, tot ce se face, se face cu banii oamenilor. Deci, departe de mine, gândul să spunem că nu se întâmplă așa ceva aici. Sunt cântăreți, sunt atâtea lucruri de plătit, de aranjat, vedeți tot ce se face. Dar de acolo până la Simonie este lucru, este cale foarte lungă. Ce se întâmplă aceasta, creștinul este extraordinar de delicat. Niciodată nu rămâne dator. Creștinul român, ortodox român. N-am auzit vreun om acum câțiva ani la mănăstire și ne întoarcem după aceea la Simon. Acum câțiva ani la mănăstire i-am sfințit mașina unui om. Sigur că e destul de ciudat așa, mai ales că presa făcuse atunci o mare cât e tariful, pentru chiar eu am dat un interviu pe noile tarife pentru sfințirea mașinilor. Am dat un interviu la presă, au interpretat cum au vrut. Dom'le, nu-i cu bani. Sfințire, orice sfințire nu-i cu bani. Ei au zis că, în sfârșit. Și după ce am făcut aceasta, m-am trezit pe aici, mișunat ceva prin... Și când am văzut, era mâna omului. Eu l-am întrebat, ce faci? Mai așa. Și el s-a speriat. Păi ce cauți cu mâna în buzunarul meu? Ai ceva? Ți-ai uitat ceva acolo? Nu, părinte, nu știu ce. Și mi-a pus 50 de lei sau așa ceva. I-am dat banii, în sfârșit. I-am zis, frate drag, aici... Ești la mănăstire, nu la piață. Peste câteva luni mi-a bătut în poartă acasă și mi-a adus 2 kg de usturoi. Făcut de el din... Cât de mult m-am bucurat. Îmi place foarte mult usturoi, mai ales că ăsta chinezesc, faci pancreatită de la el. Și nu mai găsești românesc. Și mi-a adus usturoi românesc 2 kg. Omul n-a vrut să rămână dator. Și m-am bucurat. De ce? Pentru că gândul lui zile și zile și zile și zile a fost acolo, la Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu mi-a făcut treaba asta și m-a apărat și nu știu ce. Hai să-i aduc 2 kg de usturoi. Păi cât credeți că m-am bucurat eu pentru alea 2 kg? De-au trecut atâția decât 50 de milioane. Sigur că niciodată nu refuzi să vină cineva să spună, părinte, vreau să faceți biserica, uite, vreau să cumpăr o tonă de fier. Niciodată n-o să spun nu. Dar să mă apuc să facem strigări din astea, nu se poate, pentru că vă spun, nu trebuie. Duhul strigă în inima omului și tu nu mai ai nevoie să răgușești. Pentru că toate bisericile acestea s-au făcut pentru că Duhul a strigat în inima omului. De 2000 de ani se construiește. Simon era un mare vrăjitor. Și ce credeți că făcea? Învia oameni. El avea de la draci această putere să învieze oameni. Și până la urmă, până n-a făcut o rugăciune, Sfântul Petru de a pocnit, pur și simplu a pocnit, nu s-a lăsat. Ajunsese încă atât de mult încât mii de oameni îi dusese într-o vale și spunea că el este întruparea Tatălui. Da, zice Hristos, este întruparea, e Fiul întrupat. Da, zice, eu, Simon, sunt întruparea Tatălui. Dacă la ăla a mers așa, la mine de ce să nu meargă? Și oamenii s-au dus după el și așteptau acolo apocalipsa. Bineînțeles, este scrocherie, le-a luat averile, le-a luat banii și i-a lăsat în valea plângerii acolo. În sfârșit, s-au arătat mulți lupi, dar vroiam să spun că acest moment de la Maria Magdalena, inima nu era curățită, mintea nu era iluminată. De ce? Pentru că ea venise la mort. Venise să facă rânduiala ca pentru mort. Că zice, și văzându îngerul, a crezut că este grădinarul și a zis, unde l-au dus pe Domnul meu?
dați-mi-l ca să fac cele rânduite. Deci căuta un mort. Abia. Sigur că da, și este momentul acela extraordinar în care spune îngerul, arhanghelul Gavril, pe care noi îl iubim atât de mult, de ce cauți pe cel viu? Între cei morți. Nu înțelegea. Nu înțelegea pentru că mintea încă nu era curățată. De aceea Mântuitorul îi spune, nu mă atinge, că nu m-am suit încă la ta, încă mintea ta nu poate să priceapă lucrul acesta. Și e foarte posibil, și Dumnezeu care cunoaște inima omului poate să gândi, poate înnebunește, poate ia-o încet. Care dintre noi ar putea suporta acum, ca rugându-se, să-i coboare mintea în inimă? Păi dacă nu este harul acolo, înnebunești, îți crapă inima. O iei din loc. Pentru că nimeni nu poate să ducă atâta bucurie. Au fost sfinți mari care spuneau, Doamne, oprește că nu mai pot. Și de multe ori întreb, cine se satură de iubire? Nimeni. Ei, totuși, când vine harul, atâta plinătate este încât omul spune, Doamne, e prea multă bucurie, prea multă fericire, mi-e frică să nu pățesc ceva, să nu iau din loc. Petru pleacă de la mine, că sunt un păcătos. Bine, a fost un alt moment, dar... Sigur, a fost un moment de recunoaștere, de fapt a fost un moment de pocăință la Petru. El atunci, din cauza sincerității, i s-a străpuns inima. Așa cum se întâmplă, de exemplu, cum i s-a întâmplat Mariei Magdalena. Ea, pentru că a simțit iubirea și dragostea lui Dumnezeu, i s-a străpuns inima și a început să plângă, de i-a spălat picioarele cu lacrimi. Acolo era lucrarea harului. Dar harul vine... Pleacă, se ascunde, nu-l poți ține tot timpul. Însă după momentul cinzecimii, acești oameni au devenit purtători de Duh Sfânt. Să zicem așa, pneumatofori, adică niște lucruri pe care noi nu le putem înțelege rațional. De aceea e nevoie de inimă. Și atunci am zis că facem aceste seri, ca împreună, pornind de undeva, să mergem către... starea aceasta de care vorbesc Sfinții Părinți. Pentru că asta este sensul venirii la biserică. Asta este sensul înțelegerii. Și acum revenim la Evanghelie. Dacă mai e vreo întrebare care s-a ivit poate din discuții, eu am vorbit foarte mult, dar opriți-mă. Facem niște legături, adică în momentul în care începe cuvântul, el începe să facă niște legături pe care poate că ar trebui să mă opresc sau poate n-ar trebui să mă opresc, dar ele se leagă și dau până la urmă un sens logic. Deocamdată noi suntem la nivelul acesta rațional, măcar la nivelul logic, fiindcă aparatul nostru este un aparat critic în care ne duce la un moment dat unde ne înfundă aparatul nostru critic, aparatul logic cu care ne-a înzestrat Dumnezeu. Ne înfundă, ne bagă într-un colț și ne împinge acolo în cor și noi trebuie să spunem așa, Dumnezeu există sau Dumnezeu nu există? Nu avem alte variante. Așa ne-a făcut Dumnezeu aparatul critic. De acolo apare credința, adică nu mai... Din momentul acesta tu ești în corț, ești cu spatele la perete. Mulți dintre noi de aici au îndoieli. Și ba o fi, ba n-o fi, ba e frumos, ba părintele cântă frumos, ba recită, ba are un cuvânt frumos, da, credința. Însă ajungi la un moment dat, dacă îți pune întrebarea direct, crezi în Dumnezeu? Păi cred. Numai că credința aceasta se poticnește deseori și cazi în îndoială. Eu cred sau doar cred că cred? Ajută-mi credința. Pentru că de multe ori, într-adevăr, se pune problema și eu am avut obsesia asta timp de 10 ani după ce am intrat în biserică, spunând că dragostea asta pe care o simțeam în inimă s-ar putea să fie falsă, să fie sentimentală. Și într-un an, la anul, să zic, parcă e mai frumos budismul. Sau am auzit ceva, acum unii cu niște andrele fac, croșetează căciuli și găsesc apă la 1000 de metri super... Și m-am temut foarte mult de lucrul acesta, pentru că știu cum e omul. Adică știu cum sunt
eu. Și atunci mi-am zis, și 10 ani a durat. Și este foarte important să ajungem la momentul acela. Dumnezeu există sau Dumnezeu nu există? Și atunci avem două căi. Dumnezeu nu există. Dacă Dumnezeu nu există, nu mai contează, zice Sfântul Apostol Pavel, zadarnică este propovăduirea noastră și suntem de batjocorit cu toată credința asta, cu tot fastul, cu toate mitrele, cu toate crucile. Dacă Dumnezeu nu există, înseamnă că totul este un teatru chicios. Și dacă nu există, mai bine în seara asta, mergeam, beam o bere, ne uitam la un film, mâncam floricele, ne culcam liniștiți și mâine un hazard. Pământul este o loterie și fiecare face cum vrea. Eu cred că nu e așa. Nu cred. Sunt absolut încredințat că nu este așa. Între Dumnezeu există și Dumnezeu nu există, orice variantă te duce la Dumnezeu nu există. Orice relativizare te duce la răspunsul acesta, Dumnezeu nu există, în mod necesar matematic. Dacă Dumnezeu există, chiar dacă încă nu crezi, dar ai ajuns prin raționament la această excludere a variantei B, atunci cum e acest Dumnezeu? Iar acest Dumnezeu, pe acest Dumnezeu nu-l poți cunoaște așa cum este El, adică lumină, decât dacă ai parcurs aceste trepte. Asta încercăm cu mila lui Dumnezeu să ne punem în lucrarea aceasta și să facem. Asta mă gândesc că este lucrarea primelor secole, asta este lucrarea părinților patristici. Aceasta m-a atras la ortodoxie. De aceea m-am îndrăgostit de ortodoxie și de Hristos, pentru că mi-am dat seama și m-am încredințat prin oamenii cei care erau purtători de har că asta e. Nu am mai avut nici un fel de îndoială că Dumnezeul părintelui Arsenie este Dumnezeul cel adevărat. Mi-a fost frică doar de un singur lucru, ca eu nu cumva să-l părăsesc și eu să nu fiu în stare să recunosc în inima mea adevărul acesta. Dumnezeu până la urmă s-a milostivit de mine, după aproape 10 ani această apăsare a trecut. A rămas totuși, știți cum? Când ai făcut o operație, simți că acolo poate nu te mai doare deloc, dar dacă e vreme urâtă, și atunci de fiecare dată când mi se pare că iată, e bine, zic, stai puțin. Stai puțin că ceva nu e în regulă. Și tot timpul, așa e la mine, nu știu cum e la altul. Vreau să stau cu minte, să nu cumva să o iau înaintea îngerului, cum spun Sfinții Părinți. Cam acestea, uite, de la o întrebare s-a făcut o întreagă predică până la urmă. Este târziu, deja sunteți osteniți, dacă credeți că vreți să provocați încă o întrebare? Bine, dacă nu, pentru data viitoare, însă vă rog să fiți mai activi. Data viitoare, dacă îmi dați voie, ne vorbiți despre cum ne dăm seama foarte clar, fără dubiu, că Dumnezeu este persoană și nu este gaz sau orice altceva. Adică singura posibilitate logică, dacă Dumnezeu există, este să fie un Dumnezeu personal. Și mai departe, un Dumnezeu în trei ipostasuri, în trei fețe. Da. Deci, grea. Până data viitoare, nu o lăsăm pe data viitoare. O demonstrație atât cât ne permite mintea noastră deocamdată. Deci vorbim de mintea rațională, atenție, nu de mintea din inimă. Să nu o confundăm. Dumnezeu nu poate să fie decât persoană. Și de ce? Pentru că omul este persoană și omul este persoană fiindcă este în relație dialogică cu
cu alte persoane. Numai atunci ești persoană când eu există în raport de un tu. Tu. Nu poți să spui eu decât în raport de un tu. Tu. Sau mai mulți tu. Tu. Și numai în această măsură sunt persoană. În măsura în care sunt în relație dialogică cu tu, numai în această măsură exist ca persoană, deși pot să ființez, dar să nu fiu ca persoană pentru că mă izolez. Și acesta este și iadul, cel care se depersonalizează, adică respinge iubirea lor și centrează totul pe sine. El este eu separat de tu. Deci dacă persoană ești numai în comuniune cu ceilalți, în relație personală și dialogică, fie ea și non-verbală, atunci Dumnezeul la care mă rog eu nu poate să fie decât persoană. Pentru că eu nu pot să am o relație personală decât cu... Eu nu pot să am o relație personală cu un câine, măcar că sunt mulți oameni care iubesc câinii mai mult decât copiii sau pe alți oameni. Și chiar spun, sunt mai credincioși decât oamenii, mai valoroși. Dar nu am o relație personală cu un câine. Și niciodată nu o să-mi satisfacă necesitățile sufletești un câine. E un surogat. Este o neînțelegere a celuilalt. Este o mândrie. Crezi că ești ceva și oamenii nu sunt buni. Nu că eu nu sunt bun. Și atunci relația mea cu Dumnezeul meu nu poate să fie o decât o relație personală. Dacă este persoană, înseamnă că are cugetare. Da? O persoană este persoană pentru că cugetă, are un ipostas. Are tot ce îl structurează pe el, tot ce îl alcătuiește pe el, reprezintă ipostasul său, persoana sa. Nici nu știi că te-ai îndrăgostit de cineva, de ce te-ai îndrăgostit. Ceva, totul din el, ceva din el, persoana lui, de persoana lui te-ai îndrăgostit. Că-i așa, că-i zâmbăreț, că-i tot ceva din el te-ai îndrăgostit. Ei, relația cu Dumnezeu nu poate să fie personală sau ajungem la Dumnezeu există și Dumnezeu nu există. Dacă relația cu Dumnezeu nu este personală, Dumnezeu nu există, n-am nevoie de un asemenea Dumnezeu pentru că nu pot vorbi cu El. Noaptea când se aude acasă o fată, o femeie singură care a stat acasă, marinăresele, atâtea și atâtea mii de nopți și odată se aude așa un scârțit așa ca și zice, cine e acolo? Acolo e șoricelul. Dar tu te aștepți la o persoană. Nu zici ce e acolo. Un șoricel. Zici cine e acolo. Pentru că tu aștepți un răspuns la frica ta, la neliniștea ta. Și răspunsul nu poate să vină decât de la o altă persoană. Cert este că e o lipsă de responsabilitate. O legătură personală cu o altă persoană presupune responsabilitate.